Bună dimineața, prieteni! Tocmai am lăsat de pe Magda la grădiniță și tare vreau să vă împărtășesc ceva. Trăiesc în ultima perioadă un soi de frustrare foarte puternică, apropo de actul creației, la emisiunea Lumina, la Internetul Grăiește, pentru că a apărut un nou membru de familie și eu, hai să vorbim azi despre mine, eu nu m-am așteptat întocmai la un astfel volum de responsabilități și mi s-a părut că, să mai apar încă un task pe care îl vom integra în orarul zilei foarte organic, frumușel. Dar nu, for fuck's sake, progresia este una geometrică la complexitatea lucrurilor care se întâmplă și cu această ocazie mă simt nevoit să-mi recalculez, să redistribui orele de muncă destinate emisiunii Lumina. Și am ajuns săptămâna trecută, de exemplu, să calculez că am reușit doar 7 ore să am. Tot săptămâna, 7 ore pentru emisiunea Lumina și asta it's fucking killing me. Dar am stat și m-am mai gândit, băi, dar stai puțin, și mă mai omoară pe mine și pot eu să schimb eu, nu pot am o să schimb nici, copilul crește, să fie nevoie din ambii părinți, participi, să ajute la tata asta și pot eu să schimb. Și eu am înțeles că eu de la o vreme, de la o perioadă, vizualizam emisiunea Lumina ca pe acel produs în care eu mușesc o zi pentru documentare, scriu un text, 5-6 pagini, după asta îl trag la cameră, după asta îl montez încă o zi. Deci trece o săptămână bunișoară, așa, frumușor, de investiții, de grafică, de pricoale. Dar, hai trece tu. Dar, nu e că de unde atâta respect în oameni? Bonjour. Dar acum eu nu pot să-mi permit acest lux, nu pot să-mi permit această cantitate de ore și timp, respectiv, și poate fi făcut, cum se poate de reinventat. Și dau din interviu unui artist care tare îmi place, Damien Rice se numește el, e un cântăreț irlandez. Și Damien Rice spune așa, el este întrebat, care este metoda ta preferată de scriere a unui text, de scriere a unor versuri pentru un cântec? Și Damien Rice spune, metoda mea preferată este, de fapt, lipsa unei metode. Metoda mea preferată este atunci când textul năvălește peste mine și eu nu pot să-l opresc, e ca o furtună care mă învăluie și eu știu că eu n-am cale întoarsă. Conștient că e nemodest să mă compar cu un cântăreț, cu un artist ca Damien Rice în procesul meu de creație, dar, totuși, de la o vreme, emisiunea Lumina pentru mine a ajuns să fie un obiect de muncă de creier. Mai degrabă decât muncă de inimă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și am o întrebare ca mea și pentru voi. Voi ce fel de tip de om sunteți? Voi sunteți om al impulsurilor sau om al pregătirii? Voi vreți să improvizați, să vedeți, ei, cum a curge, așa curge? Sau, din potrivă, vreți să planificați foarte bine, să calculați fiecare moment zel. Eu am ajuns să vreau să calculez fiecare moment, ca să înțeleg că am ajuns într-o fază a vieții în care, băi, trebuie să reflexibilizez, trebuie să regândesc conceptul. Pentru că dacă continui să vreau să lucrez cu aceeași metodă cu care lucram până acum, pur și simplu nu reușesc și nu omor nici un iepure. A nu știu câta săptămână, întrag to-do list-uri, întrag subiectele și eu văd un subiect, eu văd țuțul într-o păcățică de interviu la ziar de gardă, zic, oh my god, aici trebuie să trag fișca asta, trebuie să bag undeva. Mi-o scriu pe foiță, trebuie să zic, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gata, s-o epuizat subiectul. Eu aș vrea să vă întreb despre activitățile dumneavoastră în suburbiile capitale. În momentul în care îl văd pițuțul în subiect și ăla, în momentul și ăla trebuie să trag video, în momentul și ăla trebuie să dau frâu liber impulsului, trebuie să-l scot din mine. Dar ne-am creat niște bariere de care nu pot scăpa. Bun, eu sper că eu am muncesc asupra lor. Așa că, prieteni, pentru cei care urmăresc emisiunea Lumina, cred că se cuvine un anunț. Vreau să încerc în următoarea perioadă și o leacă mai impulsiv, dacă îmi permiteți. Așa că, dacă să apară un video care probabil alea că nu se înscrie în tot catalogul vostru de așteptări. Am vă zicuti le radio clasic, reclamă la cimitir pentru bătrânii. Scuze, aici este un radio clasic în Montreal, radio de muzică clasică. Fiecare a doua reclamă e despre cimitir, reduceri la scrii sau cruizuri. Targetată, reclamă targetată foarte bine. Apia că dacă să vedeți următoarea perioadă mai mult impuls decât calcul, mai multă inimă decât creier, să mă înțelegeți, sper să mă înțelegeți corect. Văd, iată. Și fixe că așa cum am mua afară. Fixe că așa cum am mua afară. Vedeți fulgușorii ăștia? Cadă acești fulgușori ădenea, fix așa peste voi, să cadă fericire și bunăstare în noul an. La mulți ani, în 2014, anul dragonului Balaur, moniță cu coș, drag.